Sâmbătă, 13 februarie, 26 de acțiuni au fost desfășurate de personalul MEAI la nivelul județului Călărași în contextul situației epidemiologice provocate de virusul SARS-CoV-2. Polițiști, jandarmi și pompieri, împreună cu polițiștii locali, au verificat 135 de societăți comerciale, 7 operatori economici, 2 operatori de transport persoane, 752 de mijloace de transport persoane, 75 de obiective de interes precum restaurante, terase, fast fooduri, dar și 2626 de persoane. Controlele au vizat modul de respectare a măsurilor luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor COVID-19. Astfel au fost aplicate 143 de sancțiuni contravenționale la legea 55 pe 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în valoare totală de 12.000 de lei. Acestea au fost aplicate pentru nepurtarea măștii de protecție și pentru nerespectarea restricțiilor privind deplasarea persoanelor. Personalul MEAI va continua activitățile pentru prevenire și combaterea faptelor care favorizează răspândirea virusului SARS-CoV-2. Se recomandă în continuare cetățenilor și operatorilor economici să respecte măsurile de protecție sanitară și să adopte o conduită socială responsabilă.